Socialdemocrații din Râmnicu Sărat și-au prezentat astăzi cei doi candidați care vor reprezenta municipiul la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Liliana Zbârnea candidează din partea PSD pentru Senat, iar Florin Ceparu este candidatul socialdemocraților pentru Camera Deputaților. Liderul PSD Râmnicu Sărat, Sorin Cârjan, consideră însă că alegerile parlamentare sunt organizate într-un moment total neprielnic, cu mii de cazuri în fiecare zi și tot mai multe îmbolnăviri. Cârjan spune că și specialiștii au recomandat ca alegerile să fie amânate pentru a nu se ajunge la un blocaj al sistemului sanitar. Pe timpul campaniei electorale și în ziua alegerilor crește foarte mult riscul răspândirii virusului COVID-19. Domnul președinte Iohannis și guvernul PNL sunt de altă părere decât specialiștii și decât cei mai mulți dintre liderii politici, așa încât au decis că vom avea alegeri pe 6 decembrie. În condițiile în care decidenții politici din România consideră că alegerile pot fi organizate fără probleme, Cârjan cere public Ministerului Sănătății și Direcției de Sănătate Publică Buzău să permită redeschiderea Spitalului Municipal Râmnicu Sărat pentru zecile de mii de pacienți din municipiu și din comunele arondate. Socialdemocratul spune că sunt deja 8 luni de când râmnicenii au fost lipsiți de servicii medicale în urma deciziei Ministerului Sănătății de a transforma Spitalul Municipal în unitate tampon pentru tratarea pacienților infectați cu COVID-19. Dacă situația din țară este stabilă din punct de vedere medical, așa cum ne spun, și nu este motive de îngrijorare față de evoluția pandemiei în urma campaniei electorale care va urma, atunci le cer public Ministrului Sănătății, domnul Nelu Tătaru, și conducerii Direcției de Sănătate Publică Buzău, să permite deschiderea Spitalului Municipal Râmnicu Sărat pentru ca zecile de mii de locuitori din oraș și zona limitrofă să poată beneficia de servicii medicale. Liliana Zbârnea, candidat PSD pentru Senat, spune că este singura femeie din județul Buzău pe o poziție eligibilă. Ea declară că a intrat în cursa electorală pentru a duce la bun sfârșit proiectele legislative începute, dar și proiectele municipiului Râmnicu Sărat. În acești patru ani în care am deținut diverse funcții, am avut diverse responsabilități, am reușit să rămân același om pe care îl cunoașteți și pe care îl întâlniți oriunde mergeți dumneavoastră. La piață, în magazine, pe stradă, la toate evenimentele publice la care aș fi putut participa. Îmi place să cred că sunt un om de echipă și că în permanență am susținut toate proiectele. La rândul său, Florin Ceparu, candidat PSD pentru Camera Deputaților, a mulțumit administrației locale pentru încrederea acordată tinerei generații de a fi prezentă în cursa electorală. Îmi propun câteva aspecte importante atât pentru comunitatea locală cât și pentru județul Buzău. Primul aspect ar fi să fiu în continuare un reprezentant al tinerilor, nu doar din municipiul Râmnicu Sărat, ci din întreg județul Buzău, deoarece tinerii trebuie să fie consultați, trebuie să participe la decizie, trebuie să fie într-un continuu contact cu administrațiile locale pentru a putea construi împreună cu aceștia viitorul comunităților. Președintele PSD Râmnicu Sărat consideră că ambii candidați au aturi puternice pentru a fi aleși parlamentari. Senatorul Liliana Zbârnea este un om dedicat comunității, care cunoaște problemele și proiectele orașului, iar Florin Ceparu a susținut în permanență activitățile și inițiativele tinerilor, dar și proiectele de dezvoltare a orașului.